bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom pregăti împreună o prăjitură care se numește tăvălita. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de 200 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 4 ouă, 4 linguri de ulei, o linguriță de praf de copt, o linguriță de pudră de vanilie și un praf de sare. Pentru glazură avem nevoie de 200 de grame de unt vegetarian, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de nucă de cocos, 100 de grame de nucă măcinată, 3 linguri de cacao, 100 de mililitri de lapte, al meu este lapte de alune de pădure, o linguriță de pudră de vanilie și o lingură de esență de rom. Punem mai întâi ouăle în bolul robotului, zahărul și sarea. Și o să le batem spumă. Ouăle noastre s-au bătut foarte bine, uitați, sunt spumă. Acum adăugăm și uleiul. Adăugăm și făina. Adăugăm și praful de copt și praful de vanilie. Sunt foarte bine amestecate. Uitați, sunt o spumă. Am tapetat o tavă cu foaie de copt, a mea are 20x32. Turnăm compoziția. Așezăm foarte bine compoziția în tavă. Formizat-o foarte bine. Acum o dăm la cuptorul încins, la 200 de grade, până ce se coace. O să-i facem eventual testul cu scobitoarea. În jur de 15-20 de minute. În timp ce prăjitura noastră se coace, noi pregătim glazura. Deci punem într-o crăticioară zahărul, cacaoa și amestecăm. Dăm drumul la foc, punem și laptele, amestecăm. Adăugăm și untul. Și amestecăm foarte bine până ce se topesc toate și se omogenizează foarte, foarte bine. Sosul nostru îl numesc sos pentru că este ca un sos, de fapt, nu este ca o glazură, este mai subțire ca o glazură. S-a făcut. Deci interesul este să se topească de fapt toate, zahărul și untul. Acum îl lăsăm un pic să se răcorească și o să punem și esență. Prăjitura noastră este gata, a stat 15 minute în cuptor. Facem testul cu scobitoarea, o lăsăm să se răcească, să putem să o tăiem. Sosul nostru s-a răcit, acum adăugăm și pudra de vanilie. Adăugăm și esența de rom și amestecăm foarte bine. Acum ne ocupăm să tăiem blatul. O să încercăm să-l tăiem în cubulețe. Acum o să începem să le tăvălim prin sos. Deci așa vom proceda cu toate. Așa arată tăvălita noastră.
Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați această rețetă și să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!